Păi Papeo are cântec. Cântecul a fost făcut de la accidentare. Da, exact. Asta și urmă, da. De la accidentare. Pe asta Galeria te rog să explici. Tu că uite, pentru unii sunt, uite, eu am prieteni rapidi și îmi zic, bă nene, mai lasă-ne cu ăsta tău. Păi ia uite-l ăsta. Și oamenii care Papeo, nu știu lucrurile Papeo, pe care... Papeo, da, te rog pe tine să explici. A ajuns la Rapid, ușor-ușor a început să joace, nu de la început, ce-i drept. Corect. Ușor-ușor s-a acomodat, a început să joace și când a ajuns într-un moment foarte bun, a pățit ce a pățit la meciul ăla. Da, acum, suporterii deja au început să-l cunoască și să vadă calitatea lui tehnică și crezând foarte mult și cred în continuare în el, atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a trebuit să îi ridice moralul, mai țin minte că venea un venea pe stadion cu gheata aia ortopedică, pentru că Giuleștiu, așa cum te ridică pe brațe, așa te duce. Da, dar te duce la față. El era în momentul în care trebuia avea nevoie de sprijin. Și atunci au inventat melodia asta, au cântat-o în continuare, eu am credere mare de tot în Papeo în continuare, pentru că e un jucător tehnic, dar prin ceea ce spui tu, ne face pe noi mult mai puternici, prin ceea ce spun oamenii în tribună. Da. De ce nu-l bagă pe Papeo? Că și Papeo e bun. Da. Asta înseamnă că Rapid are un lot bun. Are un lot bun și atunci suntem bine și noi și suporterii. Și Robert, hai să-ți dau două motive pentru care Papeo este foarte iubit în Giulești. Cel puțin din punct de vedere vizual. Papeo, îți place freza lui? Nu, nu-i vorba de mine. Înseamnă că de mine nu-ți place de Papeo are stilul acela de a dribla exact cum avea Goanță pe vremuri. Hai mă, Lucian, lasă-mă. Nu, termină cu Giuleștiu, nu, dacă tu îl compari pe Goanță cu Papeo, chiar dacă vorbim de suflet de rapidist, vorbim de dribl. Păi Goanță, dacă îl pui acum pe teren, driblează mai bine ca Papeo. Mă rog, discutabil, până la urmă sunt păreri și sunt împărțite. Și doi, publicul iubește foarte mult genul de posedare pe care îl are Papeo, știi foarte bine Ionuț, că el riscă accidentări prin modul de a deposeda adversarul, pentru că el nu deposedează să dea mingea în aur. El n-a fost adus la Rapid să deposedeze. Bă, asta e stilul omului de joc. Da, ok, dar eu asta spun că întreb, adică dacă mă întreb pe mine... Să fac o alegere, ca suporter vorbesc, păi eu l-aș alege pe Rahmani de 1400 de ori înaintea lui Papeo. Păi asta spunea și Ionuț, Rahmani are 3 meciuri, 4 meciuri. În care a făcut ce n-au făcut alții într-un campionat întreg la Rapid. Și 3-4 meciuri o să fie mega iubit. Lasă-l un pic. Așteaptă un pic. Abia s-a operat la Măsea, lasă-l nițel. Acu, cu Măseaua a fost, a?